Pentru astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre ce parfumuri poartă o femeie elegantă, pentru că, așa cum bine știm, și parfumul face parte din personalitatea noastră, din mesajul pe care noi îl transmitem despre noi și este încă un detaliu la care trebuie să avem grijă atunci când vrem să avem o apariție elegantă, când vrem să fim percepute ca fiind femei elegante și când vrem să transmitem un mesaj pozitiv despre noi. Dar înainte de a vă spune eu exact ce parfumuri poartă o femeie elegantă, haideți să ne oprim un puțin asupra câteva aspecte dintr-un ghid de bune practici, să spunem, dacă ar fi să facem așa ceva, cu privire la parfumuri. Fiecare persoană amatoare de parfum, pentru că mai sunt și persoane care nu sunt amatoare de parfumuri și care poate nu doresc neapărat să se dea cu parfumuri, are tendința de a folosi un anumit tip de parfum. Este foarte important, în primul și în primul rând, să-ți cunoști foarte bine gusturile și să știi ce ți se potrivește, să știi cum reacționează parfumurile pe pielea ta și cum se vor transforma în timp pe pielea ta. De aceea, în momentul în care vă cumpărați parfumuri, recomandarea mea ar fi să vă cumpărați parfumuri din magazine, nu de pe net, decât dacă le știți foarte bine mirosul, ca să le puteți testa. Să vedeți cum se transformă pe pielea voastră, să nu aveți surpriza ca după, nu știu, 3, 4, 5 ore să miroase foarte rău. Mie mi s-a întâmplat și nu e cel mai plăcut lucru din lume când vrei să te duci undeva și știi că parfumul ăla s-a transformat și nu mai miroase foarte bine. Apoi, încă un aspect foarte important legat de parfumuri din punctul meu de vedere și de personalitatea fiecăreia este că n-ar trebui să alergăm după parfumuri trendy. A fost recent, dacă vă amintiți, a fost o histerie generală pe la începutul anului, iarna trecută, cu Baccarat Rouge. Baccarat Rouge, care din punctul meu de vedere este un parfum extrem de banal ca miros, dar, repet, este o părere personală și a fost isteria asta generală de hai să-l cumpărăm toate pentru că este scump. Da, n-aș zice neapărat că e cel mai scump parfum din lume, dar cu siguranță nu este nici cel mai deosebit parfum din lume. Tot în ghidul nostru de bune practici am pune faptul că ar fi bine să vă feriți de parfumurile pe care le găsiți la toată lumea. Iarăși un alt exemplu în sensul ăsta este la Viebel. Un parfum care poate unora li se potrivește, pe care eu personal nu consider neapărat elegant, dar și dacă este elegant, în momentul în care îl simți la absolut toată lumea, intri într-un birou și absolut toată lumea din birou ăla miroase la Viebel, cumva parcă din personalitatea ta se duce o doză foarte mare, da? Încercați, cum ziceam, să vă feriți de a folosi parfumuri foarte populare și parfumuri care sunt la modă și parfumuri pe care le simțiți peste tot. Iarăși în ghidul nostru de bune practici am pune că nu este indicat să faci gaură în ozon cu cantitatea de parfum cu care te dai. Adică, ce vreau să spun asta, știți foarte bine acele doamne sau domnișoare care ajung să se dea cu tone de parfum, să le simți parfumul, nu știu, de la etajul 3, ele fiind la parter sau invers, să știi că urmează să intre într-o încăpere înainte de a intra pentru că se simte parfumul lor, sau să rămână parfumul după tine într-o încăpere vreo jumătate de oră după ce ai plecat. Asta nu este un semn de eleganță, din contră dă dovadă de foarte multă nepăsare din partea femeilor care fac așa ceva, pentru că nu este indicat ca parfumul să rămână prea mult în urma ta sau să ajungă înaintea ta undeva, da? Parfumul este strict un fel de aură care trebuie să te înconjoare, pe care cei de lângă tine, care se apropie de tine destul de mult, trebuie să o simtă, dar cam atât, da? Nu trebuie să știe nimeni din capătul culoarului că tu porți un anumit parfum, nu trebuie să știe toată clădirea că tu porți un anumit parfum sau mai rău tot cartierul, dacă se poate. Așa că încercați pe cât posibil să vă dozați parfumul în funcție de intensitatea lui și este foarte important să știm intensitatea acelui parfum, persistența acelui parfum și așa mai departe. Iarăși un alt aspect pe care vreau să-l menționez apropo de intensitate sunt situații în care vrei să-ți reaplici parfumul. Mare atenție, dragele mele, că parfumul nu se aplică în public. Așa cum nu ne dăm cu ruj în public, cum nu ne dăm cu pudră, cum nu ne pieptănăm în public, nici parfumul nu-l aplicăm în public. Și asta pentru că, iarăși,
În momentul aplicării, parfumul respectiv poate să fie foarte puternic și poate intoxica pe cineva. Poate cineva din jurul nostru să aibă, nu știu, o sensibilitate la anumite parfumuri. Și iarăși mi s-a întâmplat de foarte multe ori să văd persoane care se dau cu parfumuri pe care eu să nu le fi tolerat și să mi fi făcut rău. Și nu este un mesaj bun pe care îl transmiți despre tine, da? Când te dai cu parfumul în public și intoxici pe cineva. Prin urmare, aveți grijă când vă reaplicați parfumul să fiți undeva unde nu intoxicați pe nimeni și de preferat încercați să stați 2-3 minute la distanță până se usucă acel parfum, astfel încât să nu fie foarte puternic în primele minute după aplicare, da? Să nu se simtă foarte puternic. Revin iarăși la ce spuneam mai devreme, gândiți-vă că parfumul trebuie să fie așa ca o aură foarte discretă care vă înconjoară, da? Ca un mist așa foarte, foarte discret care vă înconjoară, da? Nu trebuie să fie nici foarte puternic, nu trebuie să-l simțiți voi, pentru că iarăși am auzit de foarte multe ori scuza asta, da, mă dau cu mult parfum pentru că eu nu-l simt. Dar nu trebuie să-l simți tu, trebuie să-l simtă cei de lângă tine. Iarăși un lucru foarte important în ceea ce privește femeile elegante, am observat că 90% dintre ele se dau cu parfum înainte de a se îmbrăca. Da, într-adevăr, sunt discuții și discuții pe tema parfumurilor, dacă să-l aplici peste haine, dacă să-l aplici sub haine, dacă să-l aplici după duș și așa mai departe, dar, în general, femeile elegante nu-și aplică parfumul pe haine. Știu, controversat și ciudat pentru zilele noastre, dar se întâmplă, adică se practică chestia asta și este oarecum logic pentru că parfumurile pot conține uleiuri, diverse combinații de uleiuri și așa mai departe, care vă pot păta hainele. Și de ce să risci să-ți distrugi o haină cu un parfum, da? Sau să-ți o pătezi? Sau pur și simplu să o murdărești cu parfum, să spunem că nu se distruge, dar o murdărești și trebuie să te schimbi și e o întreagă tevatură. Apoi mai este un aspect. Parfumurile, în general, sunt făcute pentru a intră în contact cu pielea și ele se transformă pe pielea noastră și de-aia fiecare parfum cumva are o aromă diferită pe noi, da? Știți toată povestea cu pH-ul și așa mai departe. Și de-aia, de exemplu, pot fi mai multe femei care iau același parfum, folosesc același parfum, cum ar fi Baccarat Rouge sau Flavia Bell, dacă vreți, care să miroasă diferit pe fiecare. Și asta pentru că e aplicat pe piele, da? Îi poți schimba tenta parfumului aplicându-l pe piele și nu pe haine. Pentru că în momentul în care îl aplici pe haine, el rămâne cu mirosul lui clasic de sticlă, ca să spun așa, și se transformă, se duce în timp. Dar în momentul în care îl aplici pe piele, automat el intră în contact cu căldura pielii, cu uleiurile din pielea ta și așa mai departe, se transformă și un parfum comun, banal, cum ziceam, la Flavia Bell sau Baccarat Rouge, poate mirosi diferit și chiar spectaculos pe noi. Iarăși, în ceea ce privește ghidul de bune practici al parfumurilor, pe lângă faptul că este bine să vă feriți de parfumurile comune și pe care le simțim la absolut toată lumea, este o idee foarte bună de a vă feri de mirosurile ieftine și de ceva ce ar putea da impresia de ieftin. Și aici nu mă refer neapărat la prețul de achiziție al unui parfum, da? Pe mine nu mă interesează că parfumul tău costă 10 lei sau 10.000 de lei, da? N-am nicio treabă cu prețul lui, pentru că în momentul în care te apropii de mine și ții mirosul, eu nu știu exact cât a costat parfumul ăla. Dar în momentul în care parfumul tău miroase, nu știu, a deodorant de mașină, soluție de curățat pardosele, a soluție de curățat geamuri, cum am mai întâlnit, a, nu știu, mirosuri din astea foarte comune, foarte banale, înțelegeți ce vreau să spun, alea dau cumva impresia de ieftin. Și cumva imaginea aia pe care acel parfum ți-o creează nu cade cu imaginea unei femei elegante, da? Încercați să găsiți totuși acele parfumuri care au o notă sofisticată și care sunt diferite și care miros altfel decât ce poartă toată lumea. Și acum am ajuns în punctul pe care l-așteptați și anume ce poartă o femeie elegantă. Ce parfum poartă o femeie elegantă? Ei bine, nu există un acel parfum pe care îl poartă o femeie elegantă, ci există mai degrabă acea conștiință de a ști ce ți se potrivește. Să știi ce ți se potrivește, să nu intoxici pe toată lumea și, evident, să adaptezi parfumul la evenimentul la care te afli. Dacă ești la un eveniment de zi sau pe timpul zilei, să porți un parfum care se pretează pentru zi și dacă ești seara, la un eveniment de seară, să porți un parfum de seară. Da? Dar cu mențiunile de mai devreme.
de a nu intoxica pe toată lumea, de a nu ști toată lumea ce porți tu, de a fi ceva discret, revenind la ideea că femeile elegante sunt discrete și revenind la ideea că e bine să ai măsură în toate, da? La fel și cu parfumurile, trebuie să ai o oarecare măsură. Nu există o rețetă a ta ca femeie, pentru că parfumul este cumva o extensie a personalității tale și poate mie mi se potrivește ceva dulce, poate altei persoane îi se potrivește ceva mai tare, mai înțepător, altei persoane îi se potrivește ceva care dă așa o tentă de rece și așa mai departe. Nu există acel parfum elegant, ci există acea relație de completare între tine și parfum. Adică, pe de o parte, tu îi dai o anumită doză de eleganță parfumului prin felul în care îl aplici, prin atitudinea ta, prin felul în care îl porți și așa mai departe, dar în egală măsură și parfumul, purtat corect, îți dă o anumită doză de eleganță, o aliură de eleganță. În momentul în care nu miroase ieftin, în momentul în care nu miroase a ceva comun, da? Când nu miroase ceva banal, în momentul în care dă așa o impresie de sofisticat, da? Să rămână lumea cu gândul poate da ceva interesant, ceva sofisticat, în momentul ăla și parfumul vine și completează aura ta de eleganță. Și am să închei prin a vă spune că eu am parfumuri de iarnă și parfumuri de vară, parfumuri de iarnă care sunt ceva mai dulci și mai intense. Asta pentru că e frig afară și când e frig am senzația că pot să port un parfum mai intens, dar trebuie să limitez foarte mult cantitatea de parfum pe care o folosesc. Și în egală măsură, vara îmi plac parfumurile mai aerate. Parfumurile cu o tentă ușor florală, ușor dulce, ușor citrică, dar care să dea și o doză de rafinament și să fie lejere. Mare, mare atenție și la acest aspect, că temperatura de afară ne poate juca feste câteodată când vine vorba de parfumuri. Acum mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi în comentarii care sunt parfumurile voastre preferate și cum le purtați, cum vă place să le purtați. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și vă mai aștept pe canalul meu. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!